Bun găsit, stimați telespectatori, vă spune Fundația Județeană pentru Tinere la o nouă ediție a emisiunii Să fii tânăr. Invitații mei de astăzi sunt reprezentanții unor organizații de tineret, organizații de tineret mai nou înființate. Vom vorbi despre ce anume îi determină pe acești tineri să se implice sub această formă de organizare, pentru că atunci când vorbim de o organizație de tineret, este clar că ne asumăm niște răspunderi, ne asumăm niște implicații directe. Vom vorbi despre activitățile pe care aceste asociații recent înființate le desfășoară sau intenționează să le desfășoare și, bineînțeles, poate vom aborda subiecte de interes general în ceea ce privește tinerii, tineretul, politica de tineret care ar trebui să guverneze și să așeze lucrurile în așa fel încât tinerii noștri să nu mai plece din țară, pentru că este o problemă de siguranță națională, așa o consideram noi, și cred că este încă de actualitate această temă. Să vă prezint pe invitații mei de astăzi. Este vorba de Pompiliu Alexandru, președintele Asociației de Tineret, cu o denumire mai specială, o să ne explice el de ce se numește așa, Pentas Super Omnia. Bine ai revenit în studio de această dată, iată, ca reprezentant al organizației de tineret nou înființate. Adina Arsene, președinte al Asociației pentru Dezvoltare și Educație Tineri pentru Europa. Și Mihaela Alexandrescu, Mihaela Andrescu, președinte, nu? Asociația Tinerilor Creativi. Iată, niște denumiri foarte interesante. Am văzut una pe care și eu mă uit ca să o rețin. Am văzut tinerii în conexiune cu ce se întâmplă în Europa, iată, valorile europene, și iată, tinerii creativi. Cred că avem multe de discutat în această emisiune, interesant pentru dumneavoastră. În primul rând, aș dori să facem o prezentare a fiecărei asociații, cu ce se ocupă, ce intenționează să facă. Vreau să vă mai spun că aceste două asociații, Tineri Creativi și Asociația pentru Dezvoltare și Educație Tineri pentru Europa, organizații de tineret care au aderat și la Fundația Județeană pentru Tinere Dâmbovița, deci au un reprezentant în cadrul adunării generale a acestei instituții. Probabil că și cealaltă asociație de tineret va adera, depinde pe viitor, dacă se regăsește în activitate. Da? Deci ești hotărât să iei parte și să te implici și pe partea de fundație de tineret. Aș începe cu Pompiliu. În primul rând, de ce înseamnă această denumire Pentas Super Omnia și cu ce se ocupă, ce intenționați să faceți? Când v-ați înființat, de fapt? Ne-am înființat anul acesta, deși actele au început să lucreze, da, să spunem, de anul trecut. De ce denumirea? Că uimim prin denumire. Și pe noi ne amuză, să spunem, alegerea aceasta, dar partea serioasă, să spunem, din spatele și alegerii, Penta Super Omnia, pentada deasupra tuturor ar fi. Și aici motivația este dublă. O dată personală, pentru că am făcut această alegere pentru că am avut un profesor care este academician, este vorba de domnul Alexandru Surdu, care are un întreg sistem filozofic dedicat pentadei, să-i spunem așa, sau, mă rog, se sprijină pe ideea de pentadă, cinciul acesta, care se regăsește cam peste tot în natură. Este așa un fel de, hai să spunem, constantă umană, o constantă pe care se construiește ființa umană, până la urmă. Știți, omului Vitruviu, de exemplu, tot în jurul unei pentade se învârtește. Și întreaga cultură, de fapt, este construită pe ideea de cinci. Și, deci, aceasta este motivația, să spunem așa, culturală. Motivația personală, să spun, este pentru că încerc să aduc, hai să spun așa, tot în spirit antic, să aduc artele la un loc. Și eu consider că se învârtesc așa în jurul a cinci paliere.
scris literatură, pictură sau cultul imaginii, cultul tridimensionalității, muzica și arhitectura, spunem. În sensul acesta, asta ar fi motivația, să spunem, din spate, motivația teoretică. Este o asociație culturală și își propune să organizeze în principal conferințe, editare de cărți, concerte, realizare de concerte, muzică clasică în general și aducerea tinerilor spre o parte elitistă, să spunem, culturală. Să fie sensibilizați spre o apropiere de cercetare, să spunem. Este adevărat, se spune, că școala românească scoate elite sau pregătim, și cei din Occident spun că școala în general a devenit o formă de a pregăti tânărul pentru a deveni cercetător sau expert într-un domeniu, lucru care este criticat de foarte mulți, pentru că nu trebuie să ieși din școală un as, să spunem, ca mâine te apuci să duci mai departe domeniul respectiv. Astea sunt criticile. În același timp, în această bulibășeală, școala românească nu mai scoate nici oameni, să spunem, buni pentru societate, integrabili și integrați în societate, și nici elite, să spunem. Bineînțeles că există și într-o parte avem elite și avem și oameni. Da, dar vorbim la modul general de sistemul la nivel de sistem. Da. Și nu este un lucru, să spunem, ca să ne dăm foc la pălărie și că noi suntem cei mai răi din punctul acesta de vedere în Europa. Nu este așa. În aceeași situație se află cam toate țările europene. Iar în Statele Unite este doar un pom lăudat dintr-un anumit punct de vedere, bineînțeles. Au elite extraordinar de înalte, dau tonul până la urmă în lume. În schimb, la nivelul scade. De fapt, extremele acestea se depărtează din ce în ce mai mult. În loc să se egalizeze sau, mă rog, n-ar fi indicat să se... Ar părea că educația merge în extreme de genul acesta. Ori egalizăm și toți suntem cât de cât pe același palier, asta este o soartă, asta este soarta educației, ori se depărtează. Avem elite extraordinare, dar avem și absolvenți. Da, bun, asta este o constatare a situației de fapt din societate. Dar legătura cu asociația, deci vă propuneți totuși să ridicați puțin nivelul acesta de cultură și acces la, să zicem, la un mediu propice tinerilor. Dacă e să judecăm din acest punct de vedere. Da, este un așa, grosso modo, un fel de a face educație prin cultură și mai ales punându-i la lucru, nu doar asistând la. Deci cultura practică, să spunem. Bun, am înțeles pârghiile prin care veți ajunge la acest, mă rog, e la urmă e și un deziderat, dacă e să o luăm așa, că toți ne dorim și, nu știu, cred că aici e un subiect de discutat, chiar vreau să-l abordăm, cât ne dorim noi și cât își doresc tinerii să ajungă ceea ce vrem noi și cât își doresc ei să ajungă ceea ce vrem noi sau ceea ce doresc ei. Da. Este un subiect de discutat aici, dar toți tindem să avem, cel puțin cei care au copii, să spună, uite, copilul meu a ajuns nu știu unde și... Să vă dau un exemplu. Acum încercăm, de exemplu, să pornim o acțiune prin care să facem în mod constant concerte de muzică clasică, muzică de cameră, recitaluri, dar să devină o chestiune constantă pentru orașul acesta, pentru că iar publicul se educă și se educă dificil, adică să nu ne imaginăm că la București lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Adică cineva mi-a spus chiar astăzi, la București a fost nevoie de un an și jumătate, aproape 2 ani, ca un astfel de proiect să reușească, adică făceau muzică de cameră într-o sală mică,
De-abia după un an și jumătate, 2 ani de zile, s-a creat un public, s-a educat un public. În intervalul acesta a fost nevoie să-i aducă greu, adică, bine, întotdeauna pleacă din om în om. Te rog frumos, vino, îți arăt ceva frumos, extraordinar. Exact. Iar oamenii în timp, și aceasta era partea 1. Partea a doua am observat-o, lucrez la un proiect și eu, fiind profesor, am luat decizia aceasta, toate cursurile pe care le țin, le țin pe un fond muzical. Deci nu încep să vorbesc până când nu dau play și Vivaldi, Chopin sau depinde. Iar îi întreb pe studenți, preferați Bach, preferați Vivaldi, preferați în surdină și noi mergem mai departe. E un proiect mai mare acesta. Și deja am început în luna octombrie, deja îi văd rezultatele pentru că am rămas plăcut surprins. Chiar săptămâna aceasta, 2 studenți mi-au spus. Unul mi-a spus, știți, acasă nu învăț mult mai bine și am început să fac și o chestie aceasta, ascult și o muzică. Iar un alt student mi-a atras atenția că se oprise muzica și nu ne dădeam seama tot fiind luați de val și au spus chiar nu știam ce ne lipsește și parcă este altceva. Da, e o interesantă abordare aceasta. O să revenim la acest subiect, chiar mi-am notat aici ideea câteva idei. Ideea mi-a dat-o totuși pentru a ține cursurile pe fond muzical, mi-a dat-o părintele Pleșa, care este un bun prieten de aici din oraș și el predă la liceu, așa. Da, mi se da. Pare că e... Este o metodă, dar... Mă rog, este un fir de... Nu se revoluționează sistemul, bineînțeles, dar este firul de păr cu care vin eu. Pe de altă parte, vezi, să atragi tinerii către astfel de act cultural implică niște eforturi și vreau aici nu neapărat să dau ca exemplu negativ și nu ăsta este scopul, dar vreau să scot în evidență faptul că, iată, în Târgoviște încă mai avem o orchestră simfonică, am avut o filarmonică în Târgoviște și a fost găzduită și la noi la Casa Tineretului ceva timp, chiar exista o facilitate cu înțelegere din partea autorităților și biletul de participare la concertele filarmonicii Muntenia, cum se numea atunci și într-adevăr erau cu o filarmonică în adevărat sens al cuvântului, era la un preț de rizuriu pentru tineri, undeva la 2 lei, 3 lei, 5 lei, ceva de genul ăsta, să nu fie o piedică. Doamna Heliana Drăgușin s-a ocupat de filarmonica de anul și efortul era fabulos. Da, efortul era fabulos, numai că ceea ce am evidențiat noi, dacă nu este însoțit acest act cultural și de, nu neapărat de un management, dar de o activitate care să aducă tinerii, să-i atragă, deci eram eu cu durere în suflet pentru că vedeam atât efort și un act cultural de înaltă calitate și vedeam sala de 400 de locuri unde erau 25 de oameni. Da, erau mai puțin oameni în public în sală decât pe scenă, exact. Și tinerii nu prea veneau. Într-adevăr, s-a făcut o mobilizare odată, a fost un concert ceva puțin cu tentă rock simfonic, ceva de genul acesta și într-adevăr printr-o promovare adecvată și destul de pronunțată, aproape s-a umplut sala și atunci am văzut și eu 200 de tineri în sală. Numai că aici este jocul delicat pentru că astăzi dacă am avea tineri de liceu, să spunem aici, ei toți s-ar plânge pentru că deja am astfel de contacte spunându-mi că nu este programa adaptată la nevoile lor. Adică da, dacă un fac subiect... un rock simfonic, atunci îl înțeleg ei pe Vivaldi, pentru că îl adaptez prin rock. Da, ori chestiunea aceasta, ori chestiunea aceasta este o sabie cu două tăișuri. Exact. Nu se poate, adică valorile clasice rămân și nu sunt de aruncat la gunoiul istoriei și au un rol foarte... foarte bine stabilit. Nu înseamnă acum să facem să anulăm exact. Nici, să nu ne ducem într-o extremă într-alta. Valoarea vine încă și prin faptul că un rock simfonic este inspirat dintr-o lucrare, dintr-o capăduperă simfonică, deci oricum nu ai. A doua componentă
Și nu te ridici la nivelul. Se educă. Se educă, da. Exact. Asta se vreau educă. Să spunem. Cum educați voi publicul, de exemplu, sau cum atrageți voi publicul? Iată, Asociația pentru Dezvoltare și Educație Tineri pentru Europa. Da. Deci, din denumire, vedem că este vorba de dezvoltare, de educație, dar iată, avem și orientare spre Europa. Da. Am ales acest nume, să zic așa, Tineri pentru Europa, pentru că m-am gândit cumva că tinerii noștri, tinerii români, pot avea impact atât în societatea românească, cât și de ce nu și în afară, nu? Peste granițe, oricum cred că deja o au mulți, da, dar, da. Dar cred că noi ne putem extinde prin ceea ce vrem să facem și nu-mi place să pun niște bariere sau să avem niște limitări, ci din contră să avem cât mai lărgit orizontul și să încercăm să visăm cât mai departe și cât mai sus. Drept pentru care am gândit în felul acesta. Mai mult, într-adevăr, numele descrie și genul de activitate pe care noi vrem să-l facem. Suntem orientați atât către dezvoltarea personală, da? Dar și din punct de vedere educațional. Chiar mă gândeam, în timp ce discutați mai devreme, referitor la nevoile tinerilor, mă gândeam că ei conștientizează sau nu nevoia aceasta de dezvoltare, drept pentru care noi o vedem și eu cred că este, în fiecare tânăr există nevoia aceasta și dorim să le oferim cât mai multe oportunități să se dezvolte, cum am spus, atât personal cât și educațional. Dorim să atât noi să organizăm și să creăm proiecte, dar totodată să colaborăm și să participăm deja cu tineri care doresc să fie parte împreună cu noi la proiecte poate deja existente sau împreună cu alte asociații, la proiecte care se organizează în scopul acesta, să ne dezvoltăm abilități, să ne dezvoltăm din punct de vedere social, să ne dezvoltăm din punct de vedere cultural, intelectual, pe toate planurile. Da, și vorbim aici de educația non-formală, iată, da. Acest tip de educație, tot mai folosit și cu eficiență destul de mare, venit în completarea educației formale, exact. Din școală. Exact. Voi sunteți înființați tot mai anul recent, aveți sub un an de activitate, da, nu? Da, anul trecut în iulie. În iulie, da. Da. Și... Știu că ați desfășurat câteva activități, să vorbim despre ele. Da. Cum vă manifestați? Am înțeles aici de vorba de concerte, de activități culturale. La voi cum se pune problema? Ce intenționați să faceți ca și efectiv ca activități? Modul în care vedem activitatea, aș zice că ar fi sub formă de cursuri, sub formă de instruiri, dar, cum ați spus, modalități non-formale vor fi. Adică, cum a fost și exemplu pe care urmează să-l descrieți cu proiectul Handmade, am dorit să aducem tineri care să fie gata să experimenteze, să-și descopere abilitățile acestea, meșteșugărești, le-aș numi, și în același timp să-i și instruim acolo, da, unde este dezvolte. Necesar, exact, da. Să le dezvolte, indiferent dacă pentru început lucrurile nu ies la perfecțiunea aceea pe care ei și-o doresc sau poate pe care noi o urmărim, dar important este că începem un proces cu ei și totul este sub formă de instruire, de curs. Da. Dar este cu siguranță non-formal. Non-formal, care da. Să atragă tinerii. Și vorbim, iată, de instruire, de abilități, tinerii creativi. Mihail, creativ. Foarte pe scurt, da. Așa, înainte de publicitate, ce face această asociație? De ce tinerii creativi? Avem nevoie de creativitate sau vrem să o exploatăm? Vrem să o exploatăm pentru că în ziua de astăzi, vedeți, tinerii sunt angrenați în tot felul de alte activități care nu mai implică deloc creativitatea. Ei stau pur și simplu în fața ecranelor, oricum ar fi ele, ba televizor, ba tabletă, ba laptop, sub orice altă telefon. Nu mai zicem. Da. Și înființând această asociație, noi ne dorim să desfășurăm și să atragem tinerii, să desfășurăm activități astfel încât tinerii să-și valorifice talentele lor, să-și le descopere, să-și poate, le descopere primul rând, poate, da, da chiar. Dar să șlefuim așa un pic diamantul. Și ne-am gândit deja la niște proiecte. În primul rând aș dori să fac câteva colaborări cu anumite școli din oraș,
astfel încât să putem angrena anumiți tineri pe care îi descoperim în activitățile noastre. Fie ele muzicale, fie din domeniul artistic, cultural, dar și domeniul științific. Da, interesant. Sunt multe domenii în care tinerii își pot aduce contribuția. Da. Și în special domeniile acestea mai de vârf căutate acum, tinerii creativi. Iată, mie îmi place foarte mult această idee. O să dezvoltăm acest subiect în emisiunea noastră după o scurtă pauză de publicitate. Revenim imediat.